Curs de miracole de Kenneth Orpnik, exerciții zilnice. Lecția 191. Sunt Sfântul Fiu al lui Dumnezeu însuși. Iată declarația prin care te eliberezi de robia lumii și tot prin ea se eliberează lumea toată. Nu vezi ce ai făcut în lumii rolul de temnicer al Fiului lui Dumnezeu? Cum ar putea să fie decât rea și temătoare, speriată de umbre, punitivă și sălbatică, lipsită de orice rațiune, oarbă, înnebunită de ură? Ce ai făcut de ai așa o lume? Ce ai făcut de vezi așa ceva? Neagă-ți propria identitate și asta este ce rămâne. Privești haosul și proclami că este cine ești tu. Nu există imagine care să nu îți adeverească acest lucru. Nu există sunet care să nu îți vorbească de fragilitatea din tine și din afara ta. Nici răsuflare care să nu pară că te apropie de moarte. Nici speranța ta care să nu se dizolve în lacrimi. Neagă-ți propria identitate și nu vei scăpa de nebunia care a pricinuit acest gând bizar, nefiresc și fantomatic, care derâde creația și râde de Dumnezeu. Neagă-ți propria identitate și te-a pus să înfrunți universul de unul singur, fără niciun prieten, o infimă particulă de praf împotriva legiunilor dușmanilor tăi. Neagă-ți propria identitate și vezi numai rău, păcat și moarte, disperarea, smulgându-ți din mână fiecare rămășiță de speranță, nelăsându-ți altceva decât dorința de a muri. Și totuși, ce este acesta decât un joc de-al tău în care identitatea poate fi negată? Ești așa cum te-a creat Dumnezeu. Să crezi orice altceva este curată nebunie. În acest singur gând, toți sunt eliberați. În acest singur adevăr, toate iluziile dispar. În acest singur fapt, nepăcătoșenia este proclamată de-a pururi, o parte din fiecare lucru, miezul existenței lui și garanția imortalității lui. Dar lasă ideea de astăzi să-și găsească un loc printre gândurile tale și te vei înălța cu mult deasupra lumii și deasupra tuturor gândurilor lumești care o țin prizonieră și din acest loc al siguranței și al eliberării te vei întoarce și o vei elibera, căci cel care își poate accepta adevărata identitate este mântuit cu adevărat, iar mântuirea lui este darul pe care îl dă tuturor cu recunoștință față de cel ce i-a arătat drumul către fericire, care i-a schimbat întreaga perspectivă asupra lumii. Un singur gând sfânt ca acesta și ești liber. Ești Sfântul Fiu al lui Dumnezeu însuși. Și cu gândul acesta sfânt, înveți totodată că ai eliberat lumea. Nu ai nevoie să o folosești cu cruzime, ca să percepi apoi această nevoie cumplită în ea. O eliberezi de propria ta încarcerare. Nu îți vei vedea o devastatoare imagine de sine, cutreierând lumea ea cu groază, în timp ce lumea se frânge în chinuri cumplite pentru că fricile tale au pus semnul morții pe inima ei. Bucură-te astăzi că iadul se desface foarte ușor. Nu trebuie decât să îți spui: sunt Sfântul Fiu al lui Dumnezeu însuși, nu pot să sufăr, nu pot fi cuprins de dureri, nu pot să îndur pierderi și nu pot să nu fac tot ce cere mântuirea. Și în gândul acesta tot ce vezi este total neschimbat. Și tot ce vezi este total schimbat. Un miracol a luminat toate străvechile caverne întunecate în care riturile morții au răsunat de la începutul timpului, căci timpul și-a pierdut încleștarea asupra lumii. Fiul lui Dumnezeu a venit în slavă să îi mântuiască pe pierduți, să îi izbăvească pe neputincioși și să dea lumii darul iertării lui. Cine ar putea să vadă lumea ca întunecată și păcătoasă, când Fiul lui Dumnezeu a venit din nou în sfârșit să o elibereze? Tu, care te percepi slab și fragil, cu speranțe deșarte și vize devastate, născut doar ca să mor, să plângi și să chinuiești, ascultă, ți s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Nu există ceva care să-ți fie cu neputință. Te joci de moartea, de neputința, jalnic legat de descompunere, într-o lume care nu îți arată niciun pic de milă. Dar când îi arăți mila ta, mila ei se va răsfrânge asupra ta. Lasă-l atunci pe Fiul lui Dumnezeu să se trezească din somn și, deschizându-și sfinții ochi, să se întoarcă să binecuvânteze lumea pe care a făcut-o. Ea în greșeală a început, dar va sfârși în reflexia sfințeniei lui, iar el nu va mai dormi și nu va mai visa moartea, așa că alătură-te mie de astăzi. Slava ta este lumina care mântuiește lumea.
Nu îi mai refuza mântuirea. Privește lumea din jurul tău și vezi suferința din ea. Nu ți este dispusă inima să le aducă odihnă fraților tăi istoviți? Ei trebuie să aștepte propria ta eliberare. Stau în lanțuri până nu ești liber și nu poți să vadă mila lumii până nu o găsești în sinea ta. Stau în chinuri până nu negi încleștarea ei asupra ta și mor până nu îți accepti viața veșnică. Tu ești Sfântul Fiu al lui Dumnezeu însuși. Amintește-ți asta și toată lumea este liberă. Amintește-ți asta și cerul și pământul una sunt. În încheiere, haide să facem curățare energetică în toate direcțiile de timp, toate corpurile, spații văzut, nevăzut, știut, neașiut, vizibil, ascuns. În ce privește demon, întuneric, moarte, dragon, izbăvitor, ispășire, viață, fericire, prosperitate. Și toată cohorta, legiunea care vine după ele ca o mantie, după ea ca o mantie. Vă mulțumesc, ne auzim mâine!